Mâine se împlinesc 158 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române. Evenimentul va fi celebrat în mai multe orașe din țară. Cele mai ample manifestări vor fi organizate la Iași și în București. Anul acesta, 24 ianuarie, are o semnificație aparte, fiind pentru prima dată când această zi este marcată ca sărbătoare națională și zi liberă legală. În București și în alte orașe din țară vor avea loc peste 70 de evenimente dedicate Unirii Principatelor Române. Muzeul Național Cotroceni din Capitală organizează în seara aceasta evenimentul Locuri și sunete ale Micii Uniri, Cotrocenii secolelor 18-19, de la Mănăstirea Cantacuzină la reședința domnească a lui Alexandru Ioan Cuza. De asemenea, Muzeul Cotroceni anunță că va fi deschis vizitatorilor și marți. La Muzeul Național de Istorie a României pot fi văzute obiecte care au aparținut lui Alexandru Ioan Cuza și Muzeul Național al Satului va fi deschis mâine pentru vizitatori. Ieșenii se vor prinde mâine în Hora Unirii. De la ora 11 va fi săvârșit un tedeum și o slujbă de pomenire în memoria domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Biserica Domnească Ruginoasa. Vor urma apoi salutul oficialităților la Palatul Memorial Alexandru Ioan Cuza și depuneri de coroane la fostul mormânt al domnitorului, aflate tot la Ruginoasa. La ora 13 participanții se vor prinde în Hora Unirii în curtea Palatului Memorial. Apoi oficialitățile vor merge la Mănăstirea Sfinții Treierarhii din Iași pentru a participa la o slujbă de pomenire la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza și pentru a depune coroane de flori. Tot marți, la Muzeul Unirii vor mai fi organizate lansări de carte, conferințe științifice, precum și alte activități desfășurate de instituțiile școlare.